creștinii ortodoxi se află în postul nașterii Domnului a doua cea mai importantă perioadă de post a bisericii noastre. Orice post ne cheamă la pocăință, însă postul Crăciunului îmbină poate cel mai mult pocăința cu milostenia și fapta bună. De fapt, ca mijloc de desăvârșire a sufletului, postul nu poate fi separat de rugăciune, de smerenie sau de milostenie. Perioada pe care am început-o în data de 15 noiembrie ne pregătește și ne curăță din punct de vedere duhovnicesc, astfel încât la finalul acesteia să îl putem primi în peștera trupului nostru și în ieslea sufletului pe Mântuitorul Isus Hristos. Postul nu este o etapă gastronomică, cum o interpretăm noi astăzi doar. Este o selecție de hrană mai potrivită cu starea spiritual-duhovnicească a omului care dorește să urce, nu să coboare. Unele mâncăruri să știe că au toxicitatea lor nu doar biologică, ci au și o toxicitate spirituală. Pe când? Hrana Apostolului este întâi o hrană spirituală, o pregătire, așa cum umanitatea s-a pregătit pentru primirea lui Hristos, tot Vechiul Testament, și noi trebuie să străbatem lecturile sfinte, să ne rugăm pentru a curăți gândurile, pentru a purifica și cuvintele și pentru a coborâ puțin și a diretica inima, care trebuie să devină casă primitoare pentru oricine. Pentru Dumnezeu și pentru tot omul, această etapă este o etapă de a face timp de aproape 40 de zile spațiu betlehemic în fiecare persoană umană. O altă cale a postului este calea unei rugăciuni mai profunde pentru binele lui. O altă cale este aducerea mintea a celor pe care i-am supărat și trebuie să îi iertăm. Astăzi călarea cea mai dreaptă a postului, este să postim de păcate și păcatul cel mai grav este depărtarea de Dumnezeu și atunci facem ce vrem și nu mai facem ce trebuie. Nici pentru noi, nici pentru aproapele. Nici pentru biserică, nici pentru patrie, nici pentru popor, nici pentru lume. Bedleemul e casa pâine și a Dacă n-ai pacea în inimă, nu o poți răspândi. Nu crezi în ea. Trebuie să postim de avalanșa de cuvinte rele și de gândiri nepotrivite. Să postim de o proiecție prea virtuală și prea puțin virtuoasă și ne îndeamnă în Sfântul Sinod să folosim perioada sfințirii timpului în post, cum a folosit-o Mântuitorul, rugăciune spune cercetatunea pe noi de sus Mântuitorul. Cel mai bun înțeles al postului este cercetarea aproapelui în suferință umană de la copil, de vârsta întâia, cum zice prea fericitul Daniel, până la copilul de vârsta a treia. Sfântul Sinod îi îndeamnă și de data aceasta pe preoți și pe credincioși în pastorala care va fi citită mâine în toate lăcașurile de cult să organizeze la parohii, mănăstiri, protopopiate și la centrele eparhiale colecte de alimente, haine și medicamente. Ne trimite Sfânta Biserică acum la începutul postului un cuvânt dulce pastoral, cum albinele pleacă în pastorație la flori și noi să plecăm în pastorație la florile noastre care sunt bolnavii noștri, în spitale, bătrânii noștri acasă. E anul închinat pastorației celor în vârstă singuri și bolnavi, la care să ne ducem cu mierea medicamentelor, mierea cuvintelor bune și a hăinuțelor. Lemnișoarele trebuie și căldura aceasta ne va încălzi sufletele noastre. În toate paruhiile, mănăstirile, să facem aceasta. Nu lăsăm pe Părintele singur. Fiecare suntem preoții iubirii de aproapele. Mâinile întinse ale Mântuitorului Iisus Hristos. Pe El îl îmbrățișăm când îmbrățișăm un vârznic. Nicăieri nu vom găsi Betleemul actualizat, precum în căsuțile simple, pline de candoare ale vârznicilor de 90, de 95, de 100 de ani nu vor mai rămâne mult aici. Hai să ne ducem să luăm bine cuvântarea de la o viață trăită cu rost și cu sens. Au mulțit puținul, noi risipim multul. Viața noastră este ceva mai îngreuiată de poverile neînțelegerilor, bolilor și războaielor. Nu trebuie să acuzăm scumpetea hranei, ci trebuie să o reparăm cu temperarea lăcomiei prin post, care înseamnă și evitarea risipei, căci plusul nostru nu e al nostru. E minusul săracului. Crăciunul fraților, e nașterea Domnului, nu costă bani și dragoste. Din puțină pâine, prântă, se oferim multă dragoste. Și dragostea va reglementa inclusiv costurile economice. Postul Crăciunului are durată fixă și se încheie în ziua praznicului nașterii Domnului pe 25 decembrie.